Îți spun că 66% dintre români nu vor ca monarhia să se întoarcă în România, arată un sondaj Avangard realizat în contextul vizitei regelui Charles al III-lea în România. Mai multe despre acest subiect îți spune Tatiana Beliuță, editor al MNews. Potrivit sondajului, unul din trei români are o părere bună despre regele Charles, iar 45% spun că părerea lor nu este nici bună, nici proastă și 12% români spun ferm că au o părere proastă. Cât despre regii României care au făcut cel mai mult bine țării, clasamentul arată astfel. 19% l-au nominalizat pe regele Mihai, 14% pe regele Carol I, 8% pe regele Ferdinand și 4% au ales-o pe regina Maria. De asemenea, 6% consideră că nici unul dintre foștii suverani nu au făcut bine țării. Participanții la sondaj au vârste de 18 ani și peste.